David Livingstone s-a născut la 19 martie 1813. Părinții săi, oameni săraci, locuiau atunci într-o comună numită Blantyre, la vreo 10 km departare de orașul Glasgow din Anglia. Tatăl său făcea negustorie cu ceai, el a avut un caracter nobil, a citit foarte multe cărți religioase, a fost învățător în școala duminicală și membru al societății misionare. În călătoriile sale de afaceri obișnuia să împartă tractate, tocmai ca un colportor. Încă din tinerețe a fost abstinent în privința băuturilor alcoolice. El se căsătorise cu Agnes, o fată credincioasă și o talentată povestitoare. Ea a iubit foarte mult cărțile și a fost foarte temătoare de Dumnezeu. Livingstone a văzut lumina zilei în această familie minunată și a crescut sub cele mai bune influențe. El n-a uitat niciodată iubirea mamei sale și istorioarele ei frumoase l-au ajutat mult la formarea caracterului său. Cu toate acestea, ei n-au știut pe cine cresc. El putea spune cu imaginație de poet: puțin a știut mama mea în timpul când m-a legănat, prin câte țări voi rătăci și unde voi fi îngropat. La vârsta de 9 ani, el a primit un Nou Testament ca premiu pentru că a spus pe din afară psalmul 119, făcând doar 5 greșeli. Împlinind 10 ani, Livingstone, pentru a fi de ajutor familiei, a trebuit să lucreze într-o țesătorie. Cumpărându-și un manual de latină, a studiat această limbă mulți ani, urmând un curs seral. Iată ce spune Livingstone despre acest studiu. Lucram cu dicționarul până la 12 noaptea, sau și mai târziu dacă nu-mi smulgea mama cărțile din mână. Dimineața trebuia să fiu la fabrică la orele 6 și să lucrez până la 8 seara. Posedând noțiuni de limbă latină, am citit pe mulți autori clasici și știam mai bine pe Virgil și Horatiu atunci decât azi. Avea o sete nespus de mare pentru lectură. Ducea cărțile cu el în fabrică, le punea în fața lui, citind în timp ce lucra. A citit astfel, în mijlocul zgomotului din fabrică, toate cărțile care i-au căzut în mâini, afară de romane. Livingstone n-a regretat niciodată viața pe care a trăit-o în fabrică și între oamenii săraci din satul său. Ea l-a legat de oamenii de rând și l-a ajutat mai târziu să înțeleagă pe negrii din Africa. Chiar când ajunse la cele mai mari onoruri, n-a uitat de familie, de rudenii și de prietenii săi săraci, cărora le scria des. A rămas recunoscător credincioșilor simpli din Blantyre, care îl influențaseră în tinerețe și n-a uitat niciodată cuvintele pe care i le-a spus învățătorul școlii duminicale pe patul morții. Băiete, transpune religia ta în viața de toate zilele și nu te opri la promisiuni și ceremonii. Astfel vei reuși să birui ispitele și să ai succes în viață. Atras de dragostea sa către natură, a citit cărți botanice, zoologice și geografice și a cutreierat câmpiile să studieze florile și viețuitoarele. Astfel s-a închegat încă din copilărie prietenia dintre el și natura. La vârsta de 20 de ani, s-a petrecut în el marea schimbare spirituală. Multă osteneală au depus părinții mei, spunea el, să mă facă să pricep mântuirea prin jertfa lui Iisus, dar abia acum am înțeles necesitatea și valoarea ei pentru mine. Încă pe când eram de 12 ani, m-am simțit păcătos, însă nu m-am crezut vrednic de a primi mântuirea, ci credeam că trebuie mai întâi să mă fac mai bun. Mi-a căzut în mâini cartea Filozofia statului viitor, de Dick, care mi-a arătat adevărul. Am văzut atunci datoria și prilejul nespus de mare de a primi imediat mântuirea prin Hristos. Crezând cu umilință că Harul Ceresc m-a ajutat să fac acest lucru, doresc să-mi arăt atașamentul meu fierbinte pentru cauza celui ce a murit pentru mine, închinându-mi viața în slujba lui. O mare schimbare s-a produs atunci în Livingstone. Adevărul Evangheliei a luat stăpânirea întregii sale vieți, umplând-o de dragostea lui Hristos.
Această dragoste l-a călăuzit prin călătoriile sale primejdioase în Africa, până când a murit pe genunchi, în coliba din Ilala. La început, n-a avut de gând să se facă misionar, însă dăruia pentru susținerea misionarilor cât putea de mult. Chemarea și educația lui Livingstone. Într-una din zile, ajuns în mâinile sale un apel al lui Gutzlaff, misionar medic în China, prin care acest om valoros care a contribuit mult la răspândirea creștinismului, apela după ajutor la bisericile din Anglia și America în numele a milioane de suflete care zăceau în întuneric în China. Atât apelul cât și faptele misionarului au fost întrebuințate de Duhul Sfânt pentru a-l convinge pe Livingstone să devină misionar și inima lui s-a îndreptat spre China. Avea atunci doar 21 de ani. Planul său a fost să primească educație teologică și medicală. Singura cale de urmat a fost să lucreze vara pentru a se întreține iarna la studiile teologice pe care le-a făcut sub direcția doctorului Wardlaw. Cu toate acestea, a trebuit să facă cea mai mare economie. În anii 1836-1837, a studiat medicina și limba greacă la Universitatea Anderson din Glasgow. Vara se întorcea la fabrică și lucra să adune bani, iar iarna își continua studiile. În al doilea an, a intrat în legătură cu Societatea de Misiune Londoneză, căreia și-a oferit serviciile ca misionar. Într-o scrisoare către această societate, Livingstone își formulează astfel opiniile despre misiune. Scopul misionarului este să caute să răspândească Evanghelia prin predici, îndemnuri, conversație și educația tineretului, încercând în același timp să îmbunătățească situația materială a celor la care este trimis, introducând știința și educația între ei, făcând totul ca ei să primească creștinismul în inimă și viață. El presimțea că îl așteaptă greutăți mari, dar a fost convins că, cu ajutorul Domnului, va trece biruitor prin toate. În septembrie 1838 a susținut un examen în fața societății misionare din Londra și de acolo a fost trimis în Ongar la reverend R. Cecil pentru 3 luni de încercare. Aici l-au trimis toți cei ce voiau să devină misionari ai acestei societăți. Ei trebuiau să învețe de la reverend R. Cecil să predice și apoi să lucreze în biserici, prin sate. Aici el a făcut cunoștință cu I. Moore, sosit la Ongar cu același scop și au legat o prietenie pe viață. Livingstone îi scrisese lui Moore din Africa: "Din toți câți am întâlnit de la despărțirea noastră, niciunul nu se aseamănă cu tine în prietenie sinceră." Iar Moore, care ajunsese și el misionar, a scris că faptul care l-a impresionat mai mult din viața lui Livingstone a fost că el niciodată nu s-a rugat lui Dumnezeu fără să-i ceară să-l ajute a imita pe Hristos în toată desăvârșirea posibilă. El mai spune că Livingstone a fost abstinent față de băuturile alcoolice și mai istorisește o întâmplare interesantă în legătură cu prima predică pe care urma să o țină Livingstone în fața colegilor săi și a reverendului R. Cecil. După ce a citit textul, n-a mai avut ce spune. Predica lui zburase. "Prieteni," a spus el, "am uitat ce am vrut să spun." Și a fugit afară. Noi însă vom vedea în paginile următoare cât de bine a predicat el în limbile africanilor. Din pricina că n-a vorbit oratoric, s-a făcut un raport nefavorabil despre el către societate și dacă nu era cineva să stăruiască pentru el, ar fi fost refuzat. Însă a fost trimis din nou la reverend Cecil de probă pentru alte 3 luni. După aceasta a fost primit. Apoi, el a plecat la Londra pentru a studia mai departe medicina. În timpul studiilor, a cunoscut foarte mulți oameni influenți. Din aceeași serie au ieșit unii din cei mai renumiți oameni, cum a fost Sir V. Thompson, care a fost cel mai învățat om al timpului său. Asupra tuturor, Livingstone a făcut o impresie adâncă. Iată ce spun unii dintre înșiși despre el. Mr. Young, un asistent de facultate,
Spune că Livingstone a fost cel mai bun om pe care l-am cunoscut. A fost o desăvârșită, a avut o desăvârșită încredere în Dumnezeu și s-a asemănat foarte mult în iubire, simplitate, curățenie morală și altruism cu Hristos. Două lucruri s-au văzut în el, simplitate și hotărâre, spune un mare scriitor, Ray Taylor. Un alt bărbat de vază, LLD Dr. Bennett, președintele Colegiului Regal al Medicilor, spune despre el: am avut cea mai mare admirație pentru calitățile deosebite ale lui Livingstone și față de devotamentul care îl punea în cele mai înalte scopuri ale vieții. Oricine rămânea impresionat de simplitatea lui și de frumusețea caracterului său, sufletul lui radiind iubire, modestie și umilință. Iată câteva rânduri din scrisorile adresate pe atunci sorei lui, care era învățătoare în școala duminicală: să căutăm cu toată convingerea a nimici egoismul, a izgoni mândria, a alunga necredința și a detrona idolii și a răstigni orice dușmani ai sfințeniei. Prederea completă a inimii este calea către fericirea noastră, este lucrul pe care îl iubește foarte mult Dumnezeu. Mai departe, Livingstone cere sorei sale să devină o creștină pe deplin predată celui preanalt, apoi continuă: încearcă să dezvolți cât mai mult talentele încredințate ție. Tu ai o clasă unde îți poți folosi calitățile. Îți trebuie răbdare ca să o conduci și pentru aceasta cere înțelepciune de sus. Stăruie, nu te mulțumi la a le recomanda o singură dată pe Hristos, ci repetă acest lucru mereu, cu cea mai mare blândețe, bunătate și familiaritate. Arată fiecărui elev în parte izvorul fericirii și al bucuriei, ne uitând vreodată să te rogi ca puterea divină să întovărășească această muncă și atunci nu te vei teme că lucrul tău nu va produce roade. Dacă voința ta este fermă și consacrată, atunci lucrul tău va fi bine primit. Dumnezeu dorește și așteaptă acest lucru. Restul va împlini el. O problemă grea pentru Livingstone în timpul studiilor sale a fost locul de misiune în care urma să meargă. În China, unde plănuise la început să meargă, era război. În acest timp de nesiguranță, el făcuse cunoștință cu un bărbat care a însemnat mult pentru viața lui. Dr. Moffat, misionar în Africa, se întorsese acasă și a trezit mare interes între conaționalii săi pentru misiunea creștină de pe acest continent. El a fost primul care a descris lui Livingstone mizeria popoarelor din continentul negru, care trăiau și mureau fără Evanghelie. Acesta ceruse părerea doctorului Moffat. I-am spus, istorisește Dr. Moffat, că ar fi bine să meargă în șesurile din nordul Africii, unde am văzut de multe ori, în zori de zi, ridicându-se fumul la mii de sate, în care nu pătrunsese niciun misionar. După multă chibzuință, Livingstone a spus: ce rost are să aștepți să aștept sfârșitul războiului din China? Voi pleca în Africa. El a consultat pe directorii societății misionare și aceștia și-au dat consimțământul. Astfel, Africa a devenit câmpul său de lucru. În noiembrie 1840, Livingstone a luat doctoratul în medicină și licența în farmacie la facultatea din Glasgow. Spre Africa. Înainte de a pleca în Africa, Livingstone a petrecut o noapte cu familia sa. Seara se spune că a discutat mult cu tatăl său despre misiunea creștină. Amândoi au ajuns la convingerea că va veni vremea când a sprijini misiunea în străinătate va însemna o deosebită onoare. Dimineața zilei de 17 noiembrie au avut o oră de rugăciune. Livingstone a citit psalmul 121 și 135. Tatăl său l-a petrecut până în port, unde a văzut pentru ultima dată fața fiului său, David. Bătrânul tată s-a înapoiat acasă cu inima apăsată, dar lăudând pe Dumnezeu, iar Livingstone s-a îndreptat spre continentul negru. După ce a fost ordinat la 20 noiembrie 1840 în biserica Abilon de către pastorii
Jeff Friedman și R. Cecil s-a îmbarcat la 8 decembrie pe vaporul George pentru Africa. Vaporul a mers mai întâi la Rio de Janeiro și Livingstone a văzut pentru prima și ultima dată America de Sud. El scrie prietenului său Watt: "Este cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată. Aici este un singur misionar protestant. Când se vor revărsa zorile divine peste acest mare continent?" Când a zărit pentru prima dată Africa, și-a așternut impresiile pe hârtie și le-a trimis părinților. Iată unele din ele. "Sunt priveliști minunate, nisipul este alb ca zăpada, pădurile au un aspect straniu, cu arbori pe care nu i-am mai văzut. Păsări nenumărate zboară în deplină libertate și flori nespus de frumoase împodobesc pământul." El istorisește mai departe că băștinașii n-au ceasornice și că credincioșii se adună la biserică după sunetul unui clopot care sună uneori la 9, alteori la 11, neștiindu-se timpul exact. La prima vizită făcută băștinașilor, a fost întâmpinat de ei cu foc, cu arme și au venit cu mare alai să-l salute. Ajuns în sudul Africii, Livingstone a debarcat la Algoapai și a mers spre Curuman, în țara Bekwana, cea mai depărtată stație a societății misionare. Drumul l-a parcurs într-un car cu boi. De atunci l-a prins gustul drumeției. "Cred că viața mea ar fi mai folositoare ca pionier decât altfel," spune el. Prima călătorie prin Africa. Îndată ce a ajuns la Curuman, două lucruri au venit în minte. Unul, că pentru reușita misiunii, e bine să se întrebuințeze cât mai mulți africani creștini. Cu ei se poate lucra mai bine decât cu europenii. Al doilea, că societatea prin misionarii ei ar trebui să pătrundă mai adânc în Africa. La Curuman, populația era puțină și rară, pe când, spre nord, erau mii de triburi. Evanghelia nu trebuie să stea la țărm, ci să pătrundă în inima Africii. Cuprins de aceste gânduri, Livingstone a întreprins o călătorie de peste 1100 de kilometri spre nord. În drum, a găsit o stațiune minunată pentru misiune, la 400 de kilometri spre nord. Din nou, s-a convins că singura cale pentru a evangheliza acest mare continent este angajarea africanilor creștini în misiune. Iată o întâmplare interesantă din această primă călătorie pe pământul african, pe care o istorisește Livingstone într-o scrisoare adresată sorei sale. "Cred că ai vrea să afli ce am prânzit. O bucată mare de carne de rinocer și porumb de India. Acestea sunt bucatele noastre. Când am făcut vreo 19 kilometri de la un sat, o fată de vreo 12 ani a venit de să fujrișat în carul meu, cu gândul să meargă cu noi la Curuman. Ea locuise cu o soră care a murit. O familie o furase cu intenția să o vândă când se va face mai mare. Ea, simțind cum stau lucrurile, s-a hotărât să fugă la niște prieteni lângă Curuman și astfel se furișase în carul nostru. Hotărârea fetei m-a bucurat și i-am dat de mâncare. În scurt timp, o și auzirăm pe fată țipând sfâșietor. Uimiți, am privit în jur și am înțeles motivul. Din urmă, ne ajungea un bărbat înarmat trimis după ea. Nu știam ce să fac, când Pomar, un creștin băștinaș, a sărit în ajutorul fetei. El era fiul unui șef de trib și cu autoritatea de care dispunea, a scăpat-o și apoi a ascuns-o să nu mai găsească alții." Această întâmplare l-a mișcat foarte mult pe Livingstone. În această fetiță roabă atât de chinuită care își căutase refugiul la el, Livingstone a văzut milioanele de africani care căutau ajutorul, lumina și puterea lui Iisus Hristos. La 10 februarie 1842, el a întreprins o a doua călătorie. În drum, a dat peste tribul Bakwainilor. În aceste regiuni era de multe ori secetă și poporul credea că vrăjitorii pot coborî ploaia. Livingstone le-a spus că și el poate aduce ploaie, însă pe altă cale.
a îndemnat poporul să sape un canal pentru irigația câmpului cu apă. De aici se poate vedea marea influență ce o dobândea Livingstone asupra africanilor și priceperea cu care a reușit să-i determine să se apuce de lucru, izbutindu-se astfel să se asigure prin eforturile tuturor rezerve îmbelșugate de apă. Apoi a traversat o parte a deșertului Kalahari și aici s-a întâlnit cu Sekomi, șeful tribului Bamangwato, care l-a primit foarte bine. Despre ignoranța acestui popor, Livingstone spune următoarele: concepția lor despre dumnezeire este foarte vagă și prin numele lui Dumnezeu ei nu înțeleg decât un ceva superior. De aceea ei numesc pe șeful lor Dumnezeu. Este o mare întristare pentru mine să constat decăderea jalnică a acestor oameni. Iată un adevăr trist. Oamenii au devenit ca fiarele care pierd. Regiunea aceasta este plină de lei și Livingstone istorisește următoarea întâmplare. O femeie a fost mâncată de un leu într-o grădină situată atât de aproape de sat, încât am trecut de multe ori prin ea. Era dureros să auzi pe copiii orfani rămași în urma acestei femei, strigând și rătăcind prin voi și printre stânci. Auzindu-i, m-am gândit de multe ori la numărul imens al celor fără speranță și în mine se contura tot mai mult gândul că, dacă unii din membrii bisericilor noastre ar auzi aceste strigete dureroase, ar hotărâ să facă mai mult decât până acum pentru misiunea de evangelizare a păgânilor. Sărmanul Sekomi avea să descopere taina nașterii din nou. Odată după ce ascultase cuvântul Domnului și după ce șezuse în colibă alături de mine în cugetare adâncă, îmi spuse: vreau ca tu să-mi schimbi inima. Dă-mi o doctorie care o poate schimba, căci este prea mândră, mândră și rea, în special rea întotdeauna. Am luat Noul Testament și am început să-i spun despre singura cale de a schimba inima. Sekomi mă întrerupse: nu, vreau să o schimb cu ajutorul medicinii. Dăm să beau ceva și ea să se schimbe imediat, pentru că întotdeauna este mândră, nemulțumită și plină de vrăjmășie. Apoi s-a sculat și a plecat. Cunoștințele medicale l-au ajutat foarte mult pe Livingstone. Veneau oameni la el după ajutor de la 200 de kilometri. Populația era sfâșiată de cele mai grele boli, fără să intervine cineva să o vindece. În același timp, pe Livingstone l-a interesat vegetația din Africa. Astfel, el a identificat 43 de feluri de fructe comestibile care creșteau necultivate. Un alt trib vizitat în această călătorie a fost Bakoa, un trib foarte setos de sânge. Doar cu câteva zile mai înainte, omorâse pe niște călători. În fața lui Livingstone le-a pierit curajul și au fugit toți în afară de șef și alți doi. Frica ce pusese stăpânire pe ei a dispărut abia atunci când Livingstone a mâncat și a băut în fața lor. După ce s-a familiarizat cu ei, le-a predicat Evanghelia. Am avut o deosebită plăcere să predic acestor ucigași despre sângele prețios care curăță păcatul. Slăvesc pe Dumnezeu că mi-a dăruit mie, nevrednicul, prilejul și cinstea deosebită să fiu primul sol al harului în aceste regiuni întunecate. Când am părăsit tribul, șeful mi-a dat oameni care să mă însoțească pentru a nu mi se întâmpla niciun rău. O mare parte a acestei călătorii de 1100 de kilometri a fost făcută pe jos. A doua călătorie. În iunie 1842 s-a întors la Kuruman. Din pricina că țara era tulburată, Livingstone n-a mai putut pleca până în februarie 1843. Între timp a lucrat cu mare succes în biserica din localitate. El scrie tatălui său că numai într-o lună s-au adăugat bisericii 24 de noi convertiți. Apoi a plecat în ținutul Bakhalta, unde a vrut să-și stabilească centrul de activitate, însă directorii societății încă nu-i scriseseră nimic în această privință. La o depărtare, cât o călătorie de 5 zile, se afla satul lui Sekele, șeful bakwainilor, care a devenit mai târziu unul din cei mai buni prieteni ai lui Livingstone.
S-a întâmplat că tocmai atunci copilul său și copilul unuia din oamenii săi erau bolnavi și ei au trimis după Livingstone să vină să-i vindece. El a venit și i-a vindecat. Întrebările lui Sechele au mișcat mult inima misionarului. Dacă este adevărat că toți oamenii care mor neiertați sunt pierduți pentru vecie, de ce n-a venit poporul creștin să ne spună acest lucru mai de mult? Toți strămoșii mei au murit fără să știe ceva despre cele ce-mi spui. Cum se poate asta? Livingstone a fost împiedicat de un șef de trib să meargă mai departe. Nu și-a putut continua drumul cu un car tras de boi, așa că a fost silit să se întoarcă, parcurgând peste 600 de kilometri călare pe un bou și mereu cu mare grijă pentru ca boul să nu-l lovească cu coarnele. În călătorie se oprea prin sate, asculta oamenii și le spunea despre Mântuitorul Lumii. Poporul era sărac și înapoiat și ataca alte triburi pentru a lua blănuri de la ele. La Baca, locuitorii l-au așteptat furioși din pricină că murise un bolnav căruia el îi dăduse medicamente și ei credeau că din această pricină a murit otrăvit. Nimeni nu i-a dat de mâncare, așa că a trebuit să rabde multă vreme de foame. Într-o noapte a năvălit un leu peste săteni și Livingstone a atras cu revolverul în el, dar s-a rănit la un deget mai rău de cum a rănit glonțul pe leu. Întors la Curuman, a găsit în sfârșit o scrisoare de la directorii societății prin care îl autorizau să-și așeze centrul de activitate mai în lăuntrul Africii și a găsit 15 lire trimise de doamna M. Robert, nevasta unui predicator, pentru susținerea unui predicator african. În mesajul de răspuns, Livingstone îi cere să considere pe Mebalwe ca misionarul ei și să se roage pentru el. În august 1843, el a plecat din nou la Mabotsa și a început să zidească acolo o casă. Lupta pe care o ducea Livingstone pentru mântuirea sufletelor se poate vedea din cele spuse de el cu privire la un tânăr care murise. Sărmane Sehami, unde ești acum? Unde este sufletul tău? Te-ai gândit la cele spuse de mine când te întorceai de pe o parte pe alta în patul suferinței? Aș face orice pentru tine acum, aș plânge pentru sufletul tău, dar nu se mai poate face nimic. Destinul este hotărât. Ah, sunt eu oare vinovat de sângele tău, scumpul meu Sehami? Dacă da, cum voi privi la tine ziua judecății? Ajută-mă, o Doamne Iisuse, să fiu credincios fiecărui suflet. Adu-ți aminte de mine și ajută-mă să nu mă fac vinovat de sângele nimănui. Aici, la Mabotsa, erau lei foarte mulți. Este cunoscută întâmplarea cu leul care era gata să-l omoare pe Livingstone. Într-o zi, Livingstone află că locuitorii unui sat vecin erau vizitați peste noapte de numeroși lei care le atacau vitele. Ba de la o vreme erau așa de îndrăzneți că se aruncau asupra cirezilor ziua în amiaza mare. Oamenii, de frică, nu încercau să omoare fiarele. De ce nu vă duceți pe câmp să-i pândiți și să căutați a-i stârpi? Îi întrebă deodată misionarul, dar nu primi niciun răspuns lămurit. Știau ei că oricine va râde când va auzi adevărata pricină. Bieții oameni credeau că locuitorii satului vecin i-au blestemat să fie sfâșiați de lei și că nimic nu i-ar putea scăpa de această pacoste. În cele din urmă, Livingstone află adevărata pricină și, ca să le inspire curaj, le spuse că merge el împreună cu ei la vânătoarea leilor. Se învoiră și porniră la vânat, la oarecare depărtare de sat, pe vârful unui deal acoperit de copaci deși, își aveau ascunzătoarea mai mulți lei. Oamenii înconjurară dealul, așa că leii nu mai aveau pe unde fugi. Livingstone și prietenul lui, învățătorul din sat, așteptau cu puștile la ochi la poala dealului.
Iată-l, zise învățătorul arătând leul care sta pe vârful dealului. N-apucă Livingstone să spună o vorbă și învățătorul trase un glonț. Glonțul însă nimeri în movila pe care sta leul. Leul mușcă locul atins de glonț, întocmai cum mușcă un câine bucata de lemn sau piatra cu care arunci după el. Apoi o tuli printre oameni și se făcu nevăzut. Oamenii puteau prea bine să sară asupra lui cu parii ce îi aveau la îndemână, cum făceau totdeauna într-o astfel de împrejurare, dar în clipa aceea le pierise curajul. Mai rămăseseră 2 lei, dar și aceștia scăpară ca primul. Când se întorceau dezamăgiți acasă, Livingstone șopti, uite încă unul. În adevăr, pe un alt deal ședea tolănit un alt leu. Un tufiș îi despărțea de el, misionarul ochii și trase 2 gloanțe care îl nimeriră. Este greu să omori un leu. Lovia pământul cu coada și părea foarte mânia de lovitura neașteptată. Stai până o încarc, strigă Livingstone prietenului său, dar chiar în acea clipă scoase un țipăt puternic. Leul se aruncase asupra lui înainte ca el să fi putut trage din nou. Îl apucase de umăr și om și animal se zvârcoleau în țărână. Răgetul bestiei spărgea urechile tuturor. Leul îl scutura cum scutură pisica șoarecele, iar Livingstone, după fiecare scuturătură, părea aproape mort. Încercă să-și apere măcar capul de ghearele leului, însă zadarnic. Dumnezeu, în care își pusese Livingstone toată încrederea, nu-l părăsi. Leul băgă de seamă că învățătorul îl ochește. Din nenorocire, niciun glonț nu-l nimeri și leul lăsă pe misionar și se aruncă asupra învățătorului. Un țăran încercă să-l lovească cu o secură. Leul se aruncă atunci și asupra noului vrășmaș, dar gloanțele lui Livingstone îl culcară la pământ. 11 răni avea Livingstone la braț și o parte din osul era zdrobit. Se știe că mușcăturile leului lasă în urma lor un fel de otravă în sânge, căci durerile sunt foarte mari, chiar după trecerea a mulți ani, ba chiar rănile se deschid din nou. Dar Livingstone știa că Dumnezeu l-a ferit de această nenorocire, căci otrava dinților a rămas în haină și n-a mai ajuns în carne. Numai un leu fusese ucis, dar pe unde a fost omorât unul din ei, nu mai calcă niciun picior de leu. Ceva mai târziu, Livingstone a primit vreo 11 lire de la o școală duminicală din Southampton. El a fost foarte mișcat de acest dar și în scrisoarea de mulțumire istorisește copiilor din Anglia despre școala sa duminicală, unde vin copii negri sumar îmbrăcați, care stau și-l ascultă tremurând de frică. Iată cum descrie Livingstone noua sa locuință în prima sa stațiune misionară, într-o scrisoare către prietenul său, Watt. Am convins pe oamenii din Bahalta să se mute într-un loc mult mai bun decât cel pe care l-au. Ne-am așezat într-una din cele mai frumoase văi pe care vreau să facem centrul operațiunilor noastre în interiorul Africii. Ea este așezată într-un loc care ar putea fi numit de poeți amfiteatru în munți. Lanțul de munți, care se ridică tocmai din locul de unde ne-am stabilit reședința, se numește Mabotsa. Sau sărbătoarea nunții. Să-și reverse Dumnezeu lumina păcii sale peste noi în așa fel ca să fim niște instrumente pentru a aduce pe mulți la ospățul nunții mirelui. Locuitorii sunt foarte răi, nu au vreo altă dorință decât după lucrurile pământești și va trebui mult timp până le vom putea atrage atenția spre lucrurile de sus. În acest timp, a apărut la orizontul vieții lui Livingstone o stea nouă care fusese destinată să înfrumuseteze mult viața lui. Până aici, în 1844, el înlăturase orice gând despre căsătorie, dar cunoștința sa cu Maria, fata misionarului Moffat, care se întorsese din Anglia la Curuman, i-a schimbat părerea. Ei s-au logodit. Iată cum încheie el o scrisoare către logodnica sa.
Și acum, la revedere, Domnul să te binecuvinteze. Lasă ca iubirea ta să fie mai mare față de El decât față de mine și, prin puterea și harul Său, cred că niciodată nu-ți voi da vreun motiv de regret că mi-ai dat și mie o părticică din iubirea ta. Oricâtă prietenie simțim că avem între noi, să privim întotdeauna la Iisus ca la prietenul și călăuza noastră comună și dorința mea este ca El să te păzească cu mâna sa puternică de orice rău. Între timp, Livingstone a lucrat la zidirea casei de la Mabotsa, unde era și arhitect și zidar. Apoi s-a căsătorit și a adus-o pe Maria acolo. Ea organiză o școală pentru copiii mici și el lucra mai departe la răspândirea Evangheliei. Ei își amenajară o grădină foarte frumoasă. În acel timp, Livingstone a plănuit să deschidă un seminar pentru băștinași, dar nu numai că nu i s-au aprobat de către societate planurile în privința aceasta, ci a intrat și într-o altă încurcătură. Un misionar, crezând că Livingstone, prin facerea seminarului, intenționează să se ridice mai sus decât ceilalți misionari, s-a plâns societății. Mai târziu s-a găsit că toate lucrurile de care a fost acuzat Livingstone n-au fost adevărate. Livingstone s-a întristat foarte mult de acest lucru. Ce să facă? Să se răzbune? Nu. El se va muta într-un alt loc, chiar dacă prin aceasta va trebui să piardă casa, grădina și multe alte lucruri pe care și le adunase. Misionarul care l-acuzase, când a auzit de hotărârea lui Livingstone, i-a părut rău și a spus că dacă ar fi știut că Livingstone se va muta din această pricină, n-ar fi zis nimic. A doua stațiune, Conoane, 1845-1847. Livingstone s-a mutat în tribul Bakwainilor, într-o localitate numită Conoane, așezată la 60 de kilometri departare de Mabotsa, și acolo și-a zidit cu mare greutate o nouă casă. Bakwainii aveau ca șef pe Sekele, un om care a dat de la început cea mai mare atenție predicilor lui Livingstone. El a început să citească Biblia cu mare sete și se necăjea foarte mult că nu știa cum să scape de soțiile multe pe care le avea, ca să se poată boteza. La început a spus că va determina, prin bătaie, tot poporul să devină creștin. Dar mai târziu a priceput că, deși poate face ce vrea cu poporul, nu poate face creștin cu forța nici măcar pe unul. El a început să țină oră de rugăciune în familie. Tot atunci, Livingstone intră în relații cu boierii germani care se mutaseră de la cap în provincia Transvaal pentru ca guvernul englez să nu îi împiedice de a forța pe negri la lucru fără plată și de a avea sclavi. Ei tratau pe negri cu cea mai mare cruzime. Când aveau război, puneau pe negri în frunte și ei rămâneau în urmă. Le luaseră fântânile și nu le dădeau apă decât dacă le lucrau. Livingstone a fost foarte indignat de aceste fapte ale boierilor și a scris mult împotriva lor. Ei erau mari dușmani ai misiunii și vom vedea mai târziu ce mult rău i-a făcut lui Livingstone. Cu cât trecea timpul petrecut de el în Africa, cu atât mai mult punea stăpânire pe inima sa în dorința de a nu sta la țărm, cum făcuseră până aici misionarii, ci de a pătrunde în tot cuprinsul ei vast pentru a croi căi pe care să străbată vestea Evangheliei pretutindeni. El repeta de mai multe ori în scrisorile sale: cine va pătrunde în Africa? A treia stațiune, Colobeng, 1847-1852. Din pricina că la Conoane era apă puțină, Livingstone a sfătuit întreg tribul să se mute într-un loc mai bun. El avea foarte mare influență asupra lor și s-au mutat cu toții lângă râul Colobeng. Aici, Livingstone i-a învățat cum să-și facă irigații pentru a uda grădinile. El trebuia să locuiască într-o colibă. Sekele a zidit o școală pentru credincioși, el a spus lui Livingstone: doresc să zidesc o casă lui Dumnezeu, care pe tine să nu te coste nimic. El a angajat 200 de oameni pentru lucrarea aceea. Gata cum descrie Livingstone într-o scrisoare lucrul său de aici. Participarea la întrunirile noastre este foarte bună, incomparabilă cu cea de la Mabotsa.
De când ne-am mutat, suntem prinși într-o activitate neîntreruptă. Am încercat, cât mi-a stat în putință, să răspândim și învățătura creștină. Iată programul nostru zilnic. Ne sculăm cât se poate de dimineață, de obicei vara la răsăritul soarelui. Avem ora de rugăciune familiară, dejunul, școala și, îndată ce îi sprăvim cu acestea, începem cu semănatul, aratul, fierăritul și orice fel de lucru necesar. Scumpa și buna mea soție lucrează toată dimineața în bucătărie și la amiază, fiind destul de obosiți, ne odihnim 2 ceasuri. După masă, ea are o școală cu copiii, despre care sunt fericită a spune că este foarte populată. Câteodată sunt câte 80 de tineri și copii prezenți, dar de obicei vin doar 60. Eu continui îndeletnicirile gospodărești până la orele 5 după masă și apoi plec în comună să dau lecții și să vorbesc despre Domnul oriunde am ocazie. După ce se mulg vacile, avem o întrunire urmată de o oră de rugăciune ținută în casa lui Sechele și astfel ajung acasă abia pe la 8 seara. Livingstone nu boteza repede pe nimeni, deși mulți negri se arătau foarte bucuroși să poată asculta Evanghelia și cereau insistent să fie acceptați în biserică, el îi primea numai după un timp de încercare minuțioasă și cântărind lucrurile cu multă grijă. Nimic nu mă va putea face, spuse el, să înființez o biserică păcătoasă. Sună frumos să primești 50 de membri în biserică, dar dacă numai 5 din ei sunt membri pocăiți cum trebuie, ce folos va fi în ziua judecății? Sechele se apropia tot mai mult de Domnul. El a îndepărtat cu blândețe soțiile sale, dar ele au devenit cele mai mari dușmanci ale creștinismului. Livingstone scrie societății. O întâmplare care a mișcat pe negri mai mult decât orice altceva a fost mărturisirea credinței șefului de trib și primirea lui în biserică. Lucrul care l-a ajutat foarte mult pe Livingstone a fost credința sa neclintită în providența lui Dumnezeu. De multe ori trecea prin păduri pline de lei și rinoceri numai ca să poată face bine cuiva. El repeta mereu că are toată încrederea că Dumnezeu îl va ține în viață până își va sfârși lucrarea la care a fost chemat. De fapt, rinocerii negri sunt unele din cele mai periculoase animale sălbatice din Africa. Odată, un grup de vânători, mergând cu un car prin pădure, noaptea, a fost atacat de un rinocer. Fiara înfuriată sări asupra carului, îl răsturnă și răni pe căruțaș. Un sol veni repede să-l anunțe pe Livingstone despre acest lucru și îl rugă să meargă să-i ajute. Prietenii lui Livingstone se împotriviră. Nu se poate, au spus ei, să meargă 10 km prin pădure în puterea nopții prin mijlocul celor mai grozave fiare. Înseamnă să meargă la moarte. Dar Livingstone a crezut că este de datoria lui să meargă să salveze un om aflat în pericol orice s-ar întâmpla. Încălecă și plecă. Dumnezeu l-a păzit și nu i s-a întâmplat nimic. Aici, la Colobeng, Livingstone a stat mai mult decât în orice alt loc. Restul vieții sale a fost mai mult o călătorie. Aici s-au născut mulți copii. Legăturile cu boierii nu s-au îmbunătățit. Ei tratau pe băștinași cu cea mai mare cruzime și pentru ca să-și poată procura sclavi, ei nevăleau asupra negrilor sub cuvânt că aceștia din urmă voiau să se răscoale. Îi omorau și le luau tinerii și copiii pentru a-i face robi. Ei justificau cele mai mari cruzimi pe temeiul că ele sunt necesare pentru a păstra pacea și liniștea. Ei nu vedeau cu ochi buni lupta lui Livingstone pentru a lumina pe negri. Ba, i-au comunicat că vor ataca orice trib care va primi un învățător de-al lui. Livingstone a fost atât de unit cu băștinașii, încât boierii și-au pus de gând să le alunge de acolo și au făcut în acest scop o plângere împotriva lui la guvernul coloniilor. Din pricină că ei împiedicau așezarea de învățători pregătiți de Livingstone printre triburi, ea s-a hotărât să meargă spre nord. Dar societatea de misiune nu s-a învăit ușor la aceasta. El însă le-a scris: sunt gata să merg oriunde voiți, cu condiția să merg înainte. El auzise de mult că spre nord exista o țară al cărui șef era Sebitoane,
un om foarte vestit și care avea sub stăpânirea lui cea mai mare țară din Africa. Tot spre nord se auzea că există un lac numit Ngami, pe care niciun european nu-l văzuse până atunci. Livingstone plecă spre aceste locuri cu doi vânători englezi în iunie 1849. A trebuit să străbată marele pustiu Kalahari, pe care nu reușise să-l treacă niciun european până atunci. După ce l-au străbătut cu mare greutate, au dat peste un râu minunat, Zoruga, care curgea din lacul spre care mergeau. Râul era foarte frumos și Livingstone a fost foarte încântat de el. După o călătorie de 2 luni, au ajuns la lacul Ngami, care era atât de mare încât nu îi se vedeau marginile, și un african le-a spus că sunt necesare 3 zile de drum pentru a-l înconjura. Un șef de trib de lângă lac abia aștepta să-l vadă pe Livingstone, dar auzind că el vrea să meargă în țara lui Sebitoane, i-a făcut greutăți pentru a-l împiedica. Pe lângă aceasta, cu toate încercările, nu le-a reușit lui Livingstone și tovarășilor săi să treacă peste râul Zouga. Deci a trebuit să se întoarcă acasă. În acest drum, Livingstone scrie o scrisoare în care descrie minunățile pe care le-a văzut, cirezi de elefanți și diferite animale sălbatice au întâlnit și s-au convins că pământul este plin de cele mai mari bogății. El a scris societății de misiune despre descoperirea acestor locuri și despre lacul Ngami. Scrisorile au fost înaintate societății regale de geografie din Londra. Societatea regală de geografie i-a donat suma de 30.000 de lire ca recunoștință pentru trecerea peste deșertul Kalahari, pentru descoperirea unei țări interesante, a unui râu și a unui lac. Livingstone s-a bucurat când a primit acești bani din partea reginei Anglia, Victoria. Cum a ajuns Livingstone la Sebitoane și la Linianti? Nereușind să ajungă în 1849 la Sebitoane, Livingstone și-a pus în practică maxima sa favorită, încearcă din nou. În 1850 plecă împreună cu familia și cu sechele spre Sebitoane. Dar nici acum nu putu merge departe, căci lângă lacul Ngami era o climă foarte neprielnică pentru europeni și mulți au îmbolnăvit de friguri. Lângă lac nu se putea locui, singura cale de a răspândi Evanghelia aici era prin predicatorii băștinași. Distanța de la lac până la Curuman este de 5200 de kilometri. După ce Livingstone a ajuns acasă, le-a murit o fetiță și soția lui s-a îmbolnăvit atât de rău încât a trebuit să stea mai mult timp la tatăl ei, Moffat, în Curuman. În 1851, Livingstone a reușit să treacă în țara lui Sebitoane. Dar drumul a fost foarte greu. Câteodată nu aveau apă deloc, iar altădată îi atacau muștele atât de tare încât se părea că se lasă un nor pe ei. Odată i-a atacat o leoaică și numai vânătorul Oswell i-a scăpat de ea. Primul lucru pentru Livingstone era să predice Evanghelia pretutindeni pe unde trecea. Subiectele sale favorite erau iubirea lui Dumnezeu, providența, învierea și judecata. El scrie tatălui său: mult timp am fost foarte întristat predicând unor oameni care păreau atât de reci și insensibili, dar acum îmi place să arăt iubirea Marelui Mântuitor, căci ea îmi încălzește inima și știu că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, marele mijloc pe care îl întrebuințează Dumnezeu pentru regenerarea unei lumi ruinate. A trecut prin țara boșimanilor, a căror limbă n-o cunoștea. Nimeni nu se îngrijește de sufletul boșimanilor, spune Livingstone. Inima sa se frângea văzând atâtea suflete fără Hristos. Când a ajuns la Sebitoane, acesta l-a primit foarte bine, căci de mult dorea să cunoască un om alb și veni chiar în prima duminică să-i asculte predica. S-a întâmplat însă că aceasta a fost și ultima dată când a auzit Evanghelia, căci foarte curând s-a îmbolnăvit de o boală care i-a pricinuit moartea. Livingstone a fost foarte greu lovit de această întâmplare. Iată ce scrie el în jurnalul său zilnic.
Sărmane sebitoane, inima mea sângerează după tine. Am să plâng după tine toată viața. I-aș fi putut spune mai mult. Doamne, iartă-mă! Liberează-mă de vina sângelui vărsat. I-aș fi putut spune mai mult despre Iisus și despre jertfa sa. Pierderea lui Sebitoane a fost o lovitură și în alt domeniu. Cu el s-a fi putut realiza aici ce nu s-a putut realiza între Bacuain din pricina boierilor germani. Totuși, sora lui Sebitoane, care a ajuns să preia conducerea țării, i-a dat voie lui Livingstone să viziteze toată țara. În acest timp, a fost atacat de un elefant, dar a scăpat iarăși ca prin minune. Suntem nemuritori, spunea el, până ne isprăvim lucrul la care am fost chemați. Cercetând țara, el a descoperit un râu numit de băștinaș, Secheche, dar care era de fapt fluviul Zambezii. Am mulțumit lui Dumnezeu că ne-a ajutat să vedem acest râu măreț, scrie Livingstone. Nici acum n-au găsit un loc favorabil unde să poată instala o stațiune misionară. De aceea, Livingstone s-a hotărât să-și trimită soția și copiii în Anglia până va găsi un loc potrivit unde să se așeze. A fost și un alt motiv pentru care și-a trimis familia în Anglia. El n-a vrut ca fiii săi să crească între negri, unde viața era atât de stricată și păcatul atât de mare. Hotărârea de a se despărți de familie a fost dureroasă pentru el, însă simțul datoriei și credința că Dumnezeu se va îngriji de el și de copiii lui a biruit. De fapt, în toate lucrurile, el a căutat voia lui Dumnezeu când i s-a descoperit, a fost gata să facă orice jertfă pentru îndeplinirea ei. În aceste vremuri s-au ridicat unii și au criticat pe Livingstone, spunând că el era mai mult un explorator decât un misionar. Dar el a răspuns, Eu sunt un misionar cu întreg sufletul. Dumnezeu a avut un singur fiu și acela a fost un misionar și un medic. O imitație slabă a lui sunt eu, sau vreau să fiu. E o mare onoare să fiu conlucrător cu Dumnezeu, dar el a simțit că aceasta este voia lui Dumnezeu, ca el să meargă înainte. Simt, spunea el, că providența mă cheamă să merg în regiunile dinspre nord. Iar altădată zicea, sunt așa de convins că trebuie să merg să deschid o cale pentru Evanghelie în Africa, încât voi merge oricare vor fi piedicile și orice vor zice oamenii. El se ruga foarte mult și căuta cu cea mai mare grijă să cunoască binevoia lui Dumnezeu și era gata să se supună lui orice s-ar întâmpla. Față de oameni era foarte independent. Odată scrisese socrului său, este adevărat că alții au alte perechi. În viața mea însă am învățat să cuget eu pentru mine și să lucrez așa cum cred că este bine. Am întâlnit de multe ori oameni care au vrut să cugete ei și pentru mine și mi-au oferit părerea lor și un cred apăsat, dar eu le-am atras atenția că își depășesc mandatul când își închipuie că pot cugeta și pentru mine și pentru ei. O altă idee avea să-i încolțească în minte ca urmare a extinderii comerțului cu sclavi. Africanii doreau foarte mult mărfuri europene și erau gata să dea sclavi pentru ele. Astfel, traficul cu sclavi ruina între continentul. Africanii se duceau la război și prindeau copiii pe care îi dădeau sclavi pentru mărfuri europene. Pe drumurile croite de Livingstone se transportau sclavi. Nimic nu l-a indignat pe el mai mult decât comerțul cu sclavi. El vedea că Africa este o țară atât de bogată încât, dacă s-ar deschide căi de comunicație pentru comerț, s-ar putea face schimb de mărfuri fără să se vândă sclavi. Deci trebuia să se croiască o cale din centrul Africii spre coasta de apus, pe care să se poată transporta bogățiile din centrul Africii. Vom vedea mai târziu cum a înfăptuit el acest gând. Livingstone și familia s-au dus la Cap, unde, la 23 aprilie 1852, soția și copiii se i-au plecat în Anglia. Despărțirea de familie a fost o lovitură grea pentru Livingstone. În scrisorile sale, trimise după plecarea lor, el suspina după timpul când fuseseră împreună, dar datoria sa față de continent, fără Hristos, era... față de un continent fără Hristos era mai mare.
După ce a stat câteva luni la cap unde a învățat de la astronomul regal Sir Ted McClear cum să culeagă date geografice mai precise, el a plecat spre Colobeng. Când ajunse acolo, își găsi casa jefuită de boierii germani. Ei veniseră cu o armată și jefuiseră totul în cale. Probabil că îl omorau dacă l-ar fi găsit acasă. Luaseră din casa lui tot ce era de valoare, scaune, masă, pat, canapia, ceai, etc. Le încărcaseră pe patru care și le duseră în provincia lor. El a fost foarte revoltat împotriva lor. Ei erau hotărâți să nu lase cu niciun preț pe nimeni să pătrundă în centrul Africii și pedepsiră aceste triburi pentru că ele îl primiseră pe Livingstone așa de bine. Dar el a scris fratelui său că ori va deschide în Africa un drum pentru Evanghelie, ori va pieri. Drumul de aici, la Linianti, a fost foarte greu. De multe ori a fost toată ziua și a călătorit prin ape adânci de 30-40 de centimetri. El spune, am călătorit cu mâinile sângerânde și cu pantalonii rupti în genunchi. În drum, observa tot mai mult travagile pe care le făceau frigurile de baltă între africani și se gândea că ar fi bine să aibă timp să caute un medicament împotriva acestei boli. Iată unele notițe din jurnalul său zilnic. 28 septembrie. Or, dacă Iisus mi-ar grăi un cuvânt de pace, ce liniște eternă ar fi în sufletul meu. O, Iisuse, umple-mă cu iubire acum. Primește-mă și întrebuințează-mă puțin pentru gloria ta. Eu n-am făcut nimic pentru tine până acum și aș vrea să fac ceva. Primește-mă pe mine și slujba mea și a ta să fie toată gloria. 4 februarie 1853. Eu sunt sănătos, pe când toți tovarășii mei sunt atacați de friguri. Dacă Domnul va primi cu bunăvoință slujba mea, viața mea va fi cruțată până voi sfârși lucrul. 22 mai 1853. Nu voi pune niciun preț pe averea mea decât în legătură cu împărăția lui Dumnezeu. Voi dărui sau voi păstra orice, după cum dărnicia sau păstrarea vor promova împărăția aceluia de care se leagă speranța mea. Domnul să-mi dea har și putere îndeajuns ca să pot identifica nu numai în cuvânt, ci și în faptă interesele mele cu interesele împărăției lui Dumnezeu. Voi încerca și îmi voi aminti întotdeauna să mă apropii de Dumnezeu, în secret, cu multă reverență, căință și umilință. O, ajută-mă tu care cunoști starea mea și compătimești ca un tată pe copilul său. De la Linianti, el a trecut în țara lui Sebituane, unde era șef fratele său, Secheletu, un băiat de 18 ani. El l-a primit foarte bine și l-a considerat ca pe un tată. Ei au plecat spre apus, Livingstone, Secheletu și 160 de oameni, să caute un drum spre mare. Livingstone a predicat pretutindeni Evanghelia. Ei au ajuns în localitatea unde locuia tatăl șefului și, descoperindu-se că acesta împreună cu un alt frate hotărâseră să-l omoare pe Secheletu, tatăl a fost prins imediat și tăiat în bucăți. Livingstone a fost foarte revoltat de această crimă, dar n-a putut o împiedica. Sufletul său era foarte indignat de toată starea păcătoasă a triburilor. El vedea copii și femei prinși cu forța, legați în lanțuri și vânduți robi pe viață. Triburile nu se întâlneau decât pentru omor și distrugere. Orice om umbla cu sabia la el. Sclavia făcea ravagii. Cele mai urâte păcate, vorbe și blesteme se făceau și se spuneau fără nicio rușine. E de plâns, spune el, să vezi că cei care ar putea fi copii ai lui Dumnezeu și ar putea locui în pace și iubire sunt copii ai diavolului, trăind în frică, frământare continuă. La vederea acestor vieți păcătoase, era foarte trist și se simțea atât de singur, dar natura era frumoasă și curată și în ea găsea plăcerea întotdeauna. Gândul său zbura la copii și soția sa scumpă și scrisorile sale către ei erau pline de îndemnuri ca ei să rămână credincioși Domnului Iisus.
El s-a întors la Alinianti și s-a pregătit pentru a călători spre vest, până a dat de țărmul mării la Londra. Între timp, lucra la răspândirea Evangheliei. În fiecare duminică predica de două ori la o mulțime, care se ridica uneori până la 1000 de persoane, dar abia se termina predica și negrii începeau dansurile lor sălbatice și demonice, iar el nu putea face nimic. Dar nu pierdea credința. Cel ce crede nu trebuie să se grăbească, spunea el. Deși piatra desprinsă din munte este mică, ea va crește încet până va umple pământul. El a prevăzut că se poate întâmpla să moară în acest drum. Scrisorile către familie sunt aproape de rămas bun, dar a spus el, nu poate iubirea lui Hristos să ducă pe misionar unde poate duce comerțul sclavilor pe comercianți? Eu știu precis care este calea datoriei. Am spus și repet că ori voi deschide un drum spre coasta Africii, ori voi pieri. De la Alinianti la Luanda. Această călătorie a ținut din noiembrie 1853 până la 31 mai 1854. Niciun european nu mersese pe această cale. Oamenii din Makololo, care l-au întovărășit, i-au făcut de multe ori greutăți. Ei erau foarte fricoși și gata să se întoarcă înapoi când întâlneau un obstacol. El însuși a fost atacat de friguri de 32 de ori. Odată, un bou s-a năpustit asupra lui într-un râu. Altădată, șefii de triburi îi cereau daruri pentru trecerea prin ținutul lor. Ba, unii îi cereau să dea sclav din oamenii lui, dar el era mai bucuros să moară decât să dea pe oamenii lui. Pe lângă Biblie nu avea mare lucru la el. Ducea cu sine un registru de vreo 800 de pagini pe care își nota cu multă grijă diversele impresii. După ce călătorise altă dată călare pe un bou spre nord, o făcea acum spre vest. Cruzimile văzute l-au îndurerat profund. Șefii omorau pe un om pentru un cuvânt neplăcut. Cu toate acestea, ei erau capabili în unele împrejurări de cele mai nobile sentimente, dovadă că Iisus ar putea face din ei fii minunați ai împărăției sale. Ideea lor despre Dumnezeu era foarte redusă. Ei credeau însă mult în vrăjitorii. Pe unde a trecut, Livingstone a vorbit din cuvântul Domnului și a arătat istoria Bibliei ca o lanternă magică. De multe ori a fost oprit în drum de triburi războinice, dar el știa foarte bine cum să iasă din toate încurcăturile. El a mers în sus, pe fluviul Zambezi, și apoi s-a îndreptat spre vest, până la Luanda. Aici, la 31 mai 1854, a fost primit cu cea mai mare căldură de reprezentantul guvernului englez, E. Gabriel. I-a plăcut așa de mult să doarmă într-un pat modern după 6 luni de somn pe pământ. El a stat la Luanda până la 20 septembrie. Nu trebuie să uităm că Livingstone notase toate observațiile astronomice pentru a determina exact pozițiile geografice și a trimis un raport despre tot ce a descoperit, atât prietenului său, Mr. McClear, astronomul regal de la Cap, cât și societății regale de cercetări geografice din Londra. Mr. McClear îi scrise despre călătoria sa: scăparea dumitale de atâtea atacuri de friguri este miraculoasă. Poate nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Singura explicație este că Dumnezeu te-a păzit. Oh, Dumnezeu să-ți păstreze viața, scumpul meu. Ai făcut atât de mult pentru fericirea omenirii, ai făcut mai mult pentru fericirea omenirii decât toți străinii care au lucrat în Africa. În mai 1855, Societatea de Geografie, la propunerea lui Sir Earl Murchison, i-a oferit lui Livingstone o medalie de aur, cea mai înaltă onoare pe care o putea da. Cu această ocazie, Lordul Ellesmere a remarcat marile servicii aduse de Livingstone științei, precum și că activitatea lui a fost dedicată unor scopuri mai înalte și mai nobile. În acest timp, Livingstone era în Africa, bolnav de friguri de baltă și aproape mut de dureri. De la Luanda la Kelimane.
Era foarte ușor pentru Livingstone să plece de aici în Anglia, însă el știa că oamenii care îl întovărășiseră din Makololo nu vor putea merge înapoi fără el și a crezut că este de datoria lui să nu lase pe acești oameni să ajungă sclavi, ci să-i ducă acasă. Deci a plecat cu ei spre Linianti, încercând să-și croiască un drum la mare spre est, pe valea fluviului Zambezi. El a plecat de la Luanda la 24 septembrie 1854 și a ajuns la Linianti la 11 septembrie 1855. A plecat de aici spre Kilimane la 3 noiembrie 1855 și a ajuns la țărmul de răsărit al Africii la 21 mai 1856. Deci a călătorit un an și 8 luni. S-a întâmplat că vaporul cu care trebuia să plece Livingstone spre Anglia s-a scufundat și el a mulțumit lui Dumnezeu că l-a ajutat să plece iarăși în Africa. Pe drum a fost atins de un reumatism puternic pentru că dormise pe pământul ud. Însă triburile îl primeau cu mare simpatie. La Linianti a întâlnit pe Secheletu, căruia îi dărui un frumos costum. Și-a urmat drumul spre est, pe valea fluviului Zambezi. Nu departe de Linianti, Livingstone a descoperit cascada căreia el a dat numele Cascada Victoria, după numele reginei Angliei. Poate nici descoperirea lui Livingstone nu l-a făcut atât de celebru ca această cascadă, căci ea este a doua Niagara, dar mai mare și mai minunată. În calea fluviului Zambezi, având 1600 metri lățime, apare o crăpătură de numai 25 metri lățime, prin care apele învolburate se aruncă într-o cataractă având circa 90 de metri adâncime, dar apa nu se oprește aici, căci cataracta continuă peste 40 de kilometri, unde apa este aruncată de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta, aruncând stâlpi de stropi în aer și producând un zgomot care face să răsune toate dealurile. Pe acest drum, Livingstone a întâmpinat noi greutăți din partea triburilor sălbatice. La întâlnirea dintre Luangwa și Zambezi, greutățile au ajuns la culme. Negrii s-au adunat să-l ucidă. El a simțit că este în mare pericol. Iată cuvintele lui în jurnal. 14 ianuarie 1856. La întâlnirea apelor Luangwa și Zambezi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mila lui arătată până aici. Cât de degrabă voi fi chemat să stau înaintea judecătorului drept, nu știu. Toate sufletele sunt în mâinile sale și Domnul Dumnezeu este milos și îndurător. O, Iisuse, ajută-mă să mă predau cu totul voinței tale și să las totul în grija ta. Numai pe cuvântul tău mă bazez. Îmi dai tu voie să mă rog și pentru Africa. Cauza este a ta. Ce impresie se va face dacă mor acum și Africa rămâne închisă? Vezi, o tată, cum se răscoală păgânii împotriva mea ca și împotriva fiului tău. Îți încredințez ție, calea mea, cred că tu îmi vei îndrepta pașii. Tu dai înțelepciune tuturor celor ce o cer. Dă-mi și mie, tatăl meu. Familia mea este a ta. Ea este în cele mai bune mâini. O, fii milos și spală toate păcatele noastre. Nu mă părăsi și nu mă uita, eu mă predau pe mine și toate grijile mele la picioarele tale. Tu știi de ce am eu nevoie aici și în veșnicie. Va fi trist dacă cunoștințele pe care le-am adunat nu vor ajunge în mâinile creștinătății. Eu las cauza mea și toate îngrijorările mele în mâinile Tatălui Ceresc, prietenul păcătoșilor. Seara. Simt o mare tulburare sufletească văzând că sălbaticii mâine dimineață vor distruge tot planul de fericire al acestor regiuni. Dar eu citesc că Iisus a venit și a spus: mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ și iarăși, iată că eu sunt cu voi. E cuvântul unei persoane care are cel mai sfânt cuvânt de onoare și își va ține cuvântul. Eu nu voi trece pe ascuns la noapte după cum am plănuit. S-ar părea că fug și se poate să fugă un om ca mine. Nu, eu voi nota coordonatele geografice în seara aceasta, chiar dacă acestea vor fi cele din urmă.
mă simt calm, slavă lui Dumnezeu. 15 ianuarie 1856. Am părăsit țărmul râului Luangwa. Toți negrii din această țară s-au adunat în jurul nostru cu arme. Numai o singură luntre au lăsat. Ei au stat relativ înarmați la spatele meu. Eu atunci le-am arătat ceasul, oglinda, etc. și am distrat astfel până când tovarășii mei au trecut râul. Apoi le-am mulțumit pentru bunătate și am trecut. Textul de la care el primea multă putere este: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în el și el va lucra. Psalmul 37:5. Greutățile drumului au fost mari în toate privințele. De multe ori a fost zile întregi ud și a dormit numai pe iarbă. A ajuns la locurile peste care stăpânea regele Portugaliei, căruia i-a adresat o scrisoare în care a pledat pentru abolirea sclaviei. În scrisorile sale, el își expunea gândurile despre misiune. Nu trebuie, spunea el, să ne oprim numai într-un loc pentru a aduce câteva suflete la Hristos. Trebuie să găsim o cale ca să influențăm viața tuturor păgânilor. De aceea, el vrea să deschidă tot continentul negru pentru influența creștină. Sfârșitul descoperirilor geografice este începutul misiunii. Ajuns la țărmul de est al Africii, bucuria lui a fost micșorată de vestea că un capitan, un locotenent și 5 soldați s-au scufundat în mare pe când veneau să-l ajute să plece de la Kelimane. Zambezi. La 10 martie 1858, Dr. Livingstone cu soția și cu membrii expediției au plecat cu vaporul Pearl, care era însoțit de un vas mai mic ce purta numele soției lui Livingstone și era destinat explorării. Pe drum, Livingstone a împărțit fiecărui membru lucrul său și a dat instrucțiuni precise în legătură cu modul în care trebuia să decurgă expediția. La cap a fost primit cu mari onoruri și i s-a prezentat o cutie de argint conținând o mare sumă de bani. Din pricina bolii, soția a trebuit să se oprească la cap și să stea la curuman la părinții ei. Nu putem să descriem pe larg expediția pe care a făcut-o, ci vom aminti doar cele mai importante lucruri. În anul 1858, ei au descoperit cea mai bună cale de navigație de la gurile lui Zambezi până la cascada Quebrabassa. În același timp, vaporul Marobert s-a dovedit necorespunzător pentru a naviga pe Zambezi și Livingstone a cerut de la guvern un alt vapor. A scris și unui prieten numit L. Young, rugându-l, în cazul în care guvernul nu-i asigură alt vapor, să-i comande unul pe banii săi. El scrise lui R. Murchison: dacă guvernul îmi va da mijloacele de expediție, bine, dar dacă nu, voi plăti din buzunarul meu. Oamenii care se nasc bogați devin câteodată foarte nefericiți numai de teama că vor ajunge săraci. Dar vezi, eu am avantajul că nu mă tem să mor sărac. Dacă trăiesc însă, trebuie să am succes în activitatea mea și numai moartea mă poate opri de la lupta pentru triumful operei mele. Guvernul i-a pus la dispoziție un vapor, iar prietenul său i-a procurat și el un altul, care a costat 4.500 lire englezești, numit Lady Nyasa. Astfel a cheltuit cea mai mare parte a câștigului obținut prin cartea Călătorii misionare. În 1859 a descoperit râul Shire și a început cercetarea lui, dar a dat repede de niște cascade care l-au oprit. Pe lângă aceasta, triburile l-au suspectat foarte tare. Ziua și noaptea îl pândeau de pe țărm. El a descoperit apoi lacul Shirwa. În a treia călătorie, a descoperit lacul Nyasa. În jurul lacului erau locuri minunate. Cel mai urât lucru la indigeni era inelul pe care îl purtau femeile la buze. În părțile de sus ale râului s-au descoperit locuri minunate pentru a stabili misionari. La întoarcere, Livingstone a fost foarte bolnav. O noapte întreagă i-au sângerat ochii. Întors la reședința din Africa, a aflat că, în urmă cu un an, i se născuse un copil. Guvernul portughez nu i-a fost atât de binevoitor cum se arătase la început.
El n-a văzut cu ochi buni lupta lui Livingstone contra sclaviei și a folosit drumurile deschise de el pentru extinderea comerțului de sclavi. În 1860, Dr. Livingstone cu fratele său Charles au plecat să ducă pe oamenii din Makololo acasă. Pe drum, într-un loc, un rinocer a venit spre el, dar la un moment dat s-a oprit și s-a depărtat. Dr. Livingstone scăpând ca prin minune, iar triburile l-au primit pretutindeni favorabil. În țara lui Sekeletu, n-a auzit cu durere mare că un misionar cu soția, trimiși de societatea londoneză, a murit cu câteva zile înainte de febră. Dacă ei ar fi cunoscut și aplicat rețetele sale medicale contra frigurilor de baltă, ar fi trăit. Ei făcuseră o foarte bună impresie africanilor. El a auzit tineretul african cântând cântări învățate de la acești misionari. Livingstone a mers să mai vadă odată cascada Victoria. Pretutindeni, africanii l-au întâmpinat cu mare dragoste. El a vorbit despre Iisus Hristos. La 17 septembrie au plecat înapoi și la 23 noiembrie 1860 au ajuns la Chelimane. La începutul anului 1861 a sosit vaporul guvernului numit Pionierul și 5 misionari cu un episcop trimiși de misiunea universităților din Anglia. Livingstone s-a bucurat foarte mult când a auzit că așa de mulți oameni educați se gândesc să plece misionari în Africa. Dr. Livingstone, episcopul Mackenzie și misionarii au plecat pe râul Shire în amonte cu vaporul Pionierul. La un moment dat, vaporul nu a mai putut înainta și ei au mers cu o luntre. La cascade a trebuit să o ducă pe uscat. În final, au ajuns la lacul Nyasa și l-au cercetat cu diamănuntul. Populația din jur era foarte densă și prietenoasă. Numai la nord erau triburi mai rele care le-au furat mai multe lucruri. Prima dată când l-au furat negrii pe Livingstone. Dar sclavia făcea ravagii pretutindeni. Portughezii se duceau pe urmele lui Livingstone și făceau comerț cu sclavi. Livingstone a fost informat de la Zanzibar că în fiecare an trec pe acolo 19.000 de sclavi din regiunea Nyasa, afară de cei din porturile portugheze. Pe lângă aceasta, mii și mii de sclavi muriau pe drum. Poate numai 10% rămâneau cu viața. Interesant cum și-au găsit sfârșitul aceste sărmane creaturi. O mulțime au fost găsiți morți într-o mocirile lângă un sat. Ei încercaseră să fugă și aici fuseseră ajunși și omorâți. Vederea acestui pustiu, care acum 19 luni fusese o vale plină de oameni și acum plină de oase, scrie Livingstone, ne-a convins că până când comerțul cu sclavi, acest monstru nelegiuit al Africii, nu va fi oprit, nu va putea fi stabilit un comerț corect. În drum au întâlnit un grup de negustori de sclavi care aduceau cu ei 84 de sclavi. Livingstone și misionarii au eliberat pe sclavi. Negustorii s-au temut de misionari și nu s-au împotrivit pe față, dar au mers și au răsculat întreg tribul sălbatic Ajaua împotriva misionarilor care a venit și a atacat. Pentru prima dată în viață, Livingstone a fost silit să răspundă cu violență. Când membrii tribului au văzut că misionarii au arme, au dispărut. Episcopul s-a așezat cu misiunea în ținutul la Jawa. Dr. Livingstone s-a întors și la Chelimane, la 31 ianuarie 1862, a sosit și soția sa cu alți călători și misionari din Anglia. De asemenea, a sosit și vaporul său Lady Nyasa. Dr. Livingstone s-a bucurat nespus de mult de întâlnirea cu soția, dar la 21 aprilie ea s-a îmbolnăvit grav și peste câteva zile a murit. Iată cuvintele lui Livingstone în jurnalul său. Este cea mai mare lovitură pe care am primit-o și care mă lasă fără nicio putere. Am plâns și plâng pentru aceea care merită lacrimile. Am iubit-o când ne-am căsătorit și cu cât am trăit cu ea, cu atât am iubit-o mai mult. În hârtiile ei am găsit rugăciunea următoare. Primește-mă, Doamne, așa cum sunt și fă-mă așa cum vrei Tu să fiu.
Durerea sa se revarsă pe pagini întregi după scumpa lui tovarășă. Gândurile sale zboară în veșnicie în împărăția lui Dumnezeu și sufletul lui se simte așa de singur și străin pe pământ. Pentru prima dată în viață simt că vreau să mor, scrie el în corespondența sa către un prieten. Scrisorile către socri, către copii și alte persoane din Anglia au același ton. El descrie cu durere viața ei atât de veselă, de curată și de dreaptă. A urmat calea cea dreaptă și niciun vicleșor nu s-a găsit în ea. Livingstone a încercat din nou să găsească o cale de comunicație de la lacul Nyasa pe râul Rovuma, în afară de teritoriul portughez, dar nu a reușit. Restul anului l-a petrecut scriind. La 10 ianuarie 1863 a încercat să ducă vaporul Ney din Nyasa în lacul Nyasa, ca de acolo să poată opri comerțul cu sclavi. Pe drum, inima lui Livingstone se frângea văzând ravagile făcute de portughezi prin comerțul cu sclavi. Pretutindeni sunt cadavre, scrie el. Oamenii erau omorâți în cele mai grele și mai variate chinuri. Încercarea lor de a ajunge cu vaporul la lac nu le-a reușit și o scrisoare din Anglia i-a anunțat că guvernul cheamă acasă expediția. Membrii expediției au plecat în Anglia, dar Livingstone a rămas pentru că datoria l-a reținut. După un timp de îndelungată activitate misionară, el a plecat cu vaporul spre Bombay, India, cu gândul să-l vândă acolo și apoi să plece în Anglia. Drumul spre Bombay a fost foarte dificil, însă el a condus bine vaporul până la destinație. India i-a făcut o profundă impresie lui Livingstone. După ce a luat contact cu autoritățile, s-a dus la o școală a misiunii creștine, unde a vorbit în fața 500 de elevi. Apoi a vorbit cu autoritățile engleze despre abolirea sclaviei și începerea unui comerț sănătos în Africa. De aici a plecat spre Anglia, prin canalul Suez și la 23 iulie 1864 a ajuns la Londra. A doua vizită în Anglia. Cum a sosit Dr. Livingstone în Anglia, Sir Murchison l-a luat de la hotel și l-a dus la o recepție la Lordul Palmerston. Într-un timp scurt a participat la câteva dinăuri oferite de oficialitățile londoneze. Pretutindeni a intervenit împotriva comerțului cu sclavi și pentru ajutorarea africanilor. La 29 iulie a avut o întrevedere cu marele om de stat Gladstone. După ce a vizitat pe prietenul său, Al Young, a mers acasă. Mama sa nu l-a recunoscut. Cu copiii s-a bucurat foarte mult. A luat parte la o recepție dată de către ducele de Argyll. A vizitat o expoziție turcească, dar era foarte greu să se plimbe în public. Lumea se aduna să-l vadă și mergea după el. La 18 septembrie a ținut o conferință în fața Asociației pentru Progresul Științei, unde au fost prezente 2500 de persoane. Guvernul portughez a publicat o broșură în englezește împotriva lui și Livingstone a răspuns scriind o carte intitulată Zambezii și afluenții săi, în care a comunicat descoperirile științifice și a denunțat crimele comise de portughezi printre sclavi. În 5 ianuarie 1865 a primit o invitație de la Societatea Regală de Geografie să plece în Africa ca angajat al ei pentru a descoperi izvoarele Nilului și cursurile de apă din acest continent. El a respins această invitație pe motivul că nu va renunța niciodată la activitatea misionară. Asta nu însemna însă că nu avea să cerceteze și starea geografică a Africii. Descoperirea izvoarelor Nilului l-a încântat foarte mult. La 20 aprilie a participat la un banchet din Academia Regală. Toți miniștrii au fost de față, afară de Lordul Palmerston, care era bolnav. El a ținut o cuvântare aici despre Africa și îndreptat împotriva sclaviei. Vestea despre asasinarea lui Abraham Lincoln, președintele Statelor Unite, de către partizanii sclaviei, a produs o mare revoltă în sufletul său. La 19 iulie a primit o telegramă prin care era anunțat că mama sa a murit.
a participat la înmormântarea ei și apoi a asistat la examinarea copiilor săi, ținând în prezența cadrelor didactice și a mulțimii adunate, ultima sa cuvântare în Scoția. Tema sa a fost temete de Dumnezeu și lucrează din greu. În ultima săptămână, în Anglia, a luat cina Domnului în biserica din Hamilton, unde a predicat. El a spus că marele său scop este proclamarea dragostei lui Hristos. Rugăciunea sa a făcut mare impresie. Ea a fost atât de simplă și sigură, ca a unui copil către tatăl său. De la Zanzibar la Ujiji. Scopul doctorului Livingstone în această călătorie a fost să găsească o altă ieșire din continentul Africii spre răsărit, unde să nu fie stăpâni portughezii, pentru ca Evanghelia și comerțul să poată pătrunde neîmpiedicate de negustorii de sclavi. Alt scop al său a fost identificarea cursurilor de apă din Africa. Prin toate acestea, el a vrut să oprească sclavia și să deschidă Africa pentru Evanghelie. Din Anglia, a plecat cu fiica sa prima dată la Paris, ca să o lase acolo la studii. În 19 august a ajuns la Marsilia. De aici a scris fiicei sale, Dumnezeu să te învrednicească să fie o binecuvântare pentru cei din jurul tău, oriunde vei fi. Știu că tu urăști tot ce este josnic și fals. Dumnezeu să te facă bună, ca să găsești fericire în a face bine altora. În altă scrisoare, după ce îi recomandă câteva cărți, îi spune, înlătură toate romanele franțuzești, frivole. Ele sunt foarte murdare și infectează mintea și inima, implantând o mentalitate imorală. În Marsilia, pe când el stătea la masă într-un hotel, în apropierea lui erau niște comercianți din Bombay care discutau despre fildeșul din Africa, un articol de mare preț la Bombay. Unul dintre ei a spus, mă întreb, unde este acum bătrânul ăla, Dr. Livingstone? Spre marea lor surpriză, Dr. Livingstone a răspuns, aici sunt. Ajuns la Bombay, el a auzit despre felul cum un trib a distrus o mare expediție științifică în Africa. După ce amintește despre aceasta, în jurnalul său zilnic din 29 decembrie, el a scris, timpul meu este în mâna ta, o Doamne. Vină cu mine și voi fi scăpat de orice rău și, mai presus de toate, fă-mă folositor la înaintarea cauzei tale pentru pace și bună învoire între oameni. La Bombay a ținut o conferință în urma căreia s-au adunat pentru el aproape 7500 lire sterline. În jurnalul său, la data de 23 ianuarie, el notează că în prima seară s-au vândut 4800 de exemplare din cartea Zambezii și afluenții săi. La 28 ianuarie 1866 a ajuns la Zanzibar, unde a fost primit foarte bine de către sultanul Mahomedan, căci avea o scrisoare de recomandare de la autoritățile engleze și un dar pentru el. Aici trebuia să aștepte un vapor pentru a merge la gura râului Rovuma. În acest timp s-a plimbat prin târg și inima lui s-a umplut de durere, văzând atâția sclavi și cunoscându-i pe unii din regiunea Nayasa. La 19 martie, rugându-se lui Dumnezeu să-i dea prosperitate și trecerea înaintea păgânilor și binecuvântarea în întâlnirile cu ei, Dr. Livingstone a părăsit Zanzibarul și a plecat cu vaporul spre Rovuma. El a avut 39 de oameni ca ajutor, 6 cămile, 3 bivoli, 2 catârgi și 5 măgari. Bivolii au fost luați cu scop experimental. Vor pieri dacă vor fi mușcați de muștele africane? Febra era fatală pentru oameni, iar mușcătura muștelor pentru animale. De la mare, Livingstone a plecat pe Rovuma, în sus. Pe drum spre lacul Nayasa, a văzut ravagile sclaviei. Se găseau femei moarte, legate de arbori sau stând zdrobite în drum, vina lor fiind că n-au putut să se țină de grup și stăpânii lor le-au omorât ca să nu devină proprietatea altora. Cu cât s-a apropiat de lac, cu atât mai mari erau ororile sclaviei. Tâlhar și oase la tot pasul erau pe drum. Vederea lacului a fost ca întâlnirea unui prieten vechi, dar el i-a amintit de pierderea scumpei lui soții.
pretutindeni predica Evanghelia. Scopul său era dublu, să răspândească adevărurile Evangheliei și să obțină abolirea sclaviei. Acum vom căuta să urmărim călătoria întreprinsă de el pentru a descoperi cursurile apelor și izvoarele Nilului. În această a treia misiune a lui și ultima, el a făcut mai mult ca oricând pentru înlăturarea sclaviei, pentru evangelizarea Africii și pentru culegerea de date științifice. Pe drum, el a întâlnit un arab negustor de sclavi care i-a speriat foarte tare pe oamenii lui Livingstone, spunând că în fața lor se află niște triburi foarte războinice care au omorât 44 de arabi. 10 oameni ai lui Livingstone l-au părăsit și s-au întors la Zanzibar. Aici au răspândit vestea că Dr. Livingstone a fost omorât într-o luptă cu negrii. Când a mers vestea în Anglia, unii nu i-au dat crezare. Prietenul său, Young, a plecat cu expediție să-l caute. Când a ajuns în Anglia, la râul Nyasa, a întâlnit un om care i-a spus că a văzut pe Dr. Livingstone și că trăiește. Astfel s-a spulberat această minciună. Dar deși Dr. Livingstone n-a murit, totuși a dus o viață foarte grea. Caprele care îi dăduseră lapte au murit, mâncarea i s-a sfârșit, așa că trebuia să mănânce niște porumb african, fără niciun gust și care nu-l sătura niciodată. Totuși el se mângâia în Dumnezeul său. Iată ce scrie el, între altele, în jurnalul său. Este o mare greșeală să ne închipuim că Dumnezeu cel preanalt se află prea sus pentru ca să dea atenție faptelor noastre mici. Oamenii cu o minte mare au dat totdeauna cea mai mare atenție celor mai mici amănunte. Un astronom nu poate fi mare până nu prinde o mulțime nemărginită de lucruri mici, cărora, dacă nu le-ar da atenție, încercările lui ar fi compromise. Un mare general dă atenție la cele mai mici lucruri ale armatei sale. Dacă va citi cineva scrisorile ducelui de Wellington, va vedea cum a dat atenție celor mai mici amănunte de ordin militar. Așa este și mintea supremă a Universului descoperit în Fiul Său. Și pericapului vă sunt numărați. El, care locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia niciun om, coboară să se îngrijească de cele mai mici nevoi ale noastre, îndreptându-ne și suportându-ne în fiecare moment cu o grijă nemărginită, mai excelentă și mai veghetoare decât grija noastră, pornită din iubirea de sine. Un ochi tot veghetor și iubitor veghează asupra mea și eu pot să-mi urmez în siguranță calea și să merg înainte între păgâni, ducând vestea păcii și a bunei învoiri. De aceea eu merg înainte, rugându-mă ca cel atotputernic să-mi ajute să fiu credincios. Și aceste cuvinte au fost scrise pe când el era atât de flămând încât noaptea se visa că participă la mese îngărcate cu bunătăți englezești. În 1867, el a descoperit Tanganyika și Moero. Lacurile acestea erau foarte frumoase și în apropierea malurilor lor era un aer foarte bun. Dar n-a putut să viziteze lacul Tanganyika, căci acolo era un șef de trib care omora pe toți străinii. A vrut atunci să cerceteze lacul Moero, dar o mare catastrofă s-a întâmplat. El și-a pierdut trusa cu medicamente. Am simțit că am primit sentința morții, spune el. Cu medicamentele eficiente contra febrei, putuse rezista prin toate climele Africii, dar acum n-avea niciun leac. În acest an s-a îmbolnăvit grav de 2 ori. Deci a trebuit să se îndrepte spre Ujiji ca să vadă dacă n-a primit ceva scrisori sau pachet din Anglia. A trecut prin tribul lui Kasembe, un tiran care tăia urechile și chiar mâinile oamenilor pentru cele mai mici ofense. Anul 1868 l-a început cu rugăciunea ca, dacă acesta va fi și ultimul, Dumnezeu să-l ajute să fie gata. După aceasta, auzind de un lac, a decis să schimbe direcția și, în loc de a merge la Ujiji, a dorit să viziteze acest lac. Dar oamenii lui, auzind de una ca asta, s-au împotrivit. Cele mai mari probleme le-au creat oamenii pe care i-au avut cu el. Cu toate acestea, el a mers să descopere acest lac. În 18 iulie, spunea el, am mers puțin înainte și am văzut pentru prima dată țărmurile lacului Bangweolo, satisfăcut că am ajuns până aici. Livingstone a vizitat câteva insulițe de pe lac și negrii s-au adunat ca la spectacol să vadă pentru prima dată în viața lor un om alb.
De acolo, Dr. Livingstone a plecat spre Ujiji. Anul 1869 l-a găsit lucrând intens în ciuda bolii care lovise. La 26 februarie, în sfârșit, a ajuns la lacul Tanganyika și a plecat spre țărmul de răsărit, spre Ujiji. Când a ajuns acolo, în 14 martie, a constatat, spre completarea durerilor, că toate pachetele îi fusese răjefuite, doar niște firmituri a mai găsit. Medicamentele și alte lucruri se găseau în Unyanyembe, la o depărtare de 13 zile de drum. Acolo nu putea merge, spune el, căci țara era în război. În acest timp, puține din scrisorile lui au ajuns acasă. Manurema, întâlnirea cu Stanley. După ce s-a odihnit câteva săptămâni la Ujiji, Livingstone a plecat în 28 iulie 1866 pentru a cerceta țara Manurema sau țara canibalilor. Cele mai mari dificultăți proveneau din partea oamenilor săi și a serviciilor poștale. Într-o zi a trimis 42 de scrisori și niciuna n-a ajuns la Zanzibar, cu atât mai puțin în Anglia. El trebuia să lucreze apoi cu oamenii care intenționat încercau să-i încurce planurile. În 12 septembrie, el a ajuns la Bambare, în Manurema, în satul șefului Moenecus. De aici a plecat la râul Lualaba să-l cerceteze. Pe aici țara era minunată, chiar cele mai înalte vârfuri de dealuri erau încoronate cu palmieri. Fructe de mari dimensiuni se vedeau peste tot și toată țara era bogată, dar poporul era ignorant și înapoiat. Toată religia lor se reducea la vrăjitorie și idolatrie. Livingstone le-a vorbit despre Hristos, însă ei n-au vrut să-i dea nicio barcă să meargă pe râu ca să-l cerceteze, așa că la 10 decembrie 1869 s-a întors la Bambare. La 24 septembrie 1869 a scris o scrisoare fiului său, Thomas, din care extragem următoarele. Sunt în țara Manurema, 220 km spre apus, în satul lui Moenecus, șeful principal al canibalilor. Numele său este domnul papagalul cenușiu, cu coadă roșie. Poporul său râde și spune, da, noi mâncăm carne de om și dacă nu vrei să ne crezi, îți dovedim cu fapta. Ei mănâncă gorile, unii spun că ei nu sunt canibali, dar nu este de mirare dacă sunt așa, acești oameni care nu știu de Dumnezeu, de foc și de cultură. Am ajuns foarte aproape de Mositu, un soi de canibali, de 3 ori, dar mi s-a spus să-i ocolesc. Odată am fost prins de ei și am ajuns în mijlocul unei mulțimi de sălbatici foarte agitați. Ei au produs o confuzie și o teroare că toată lumea a fugit. Am răbdat de foame căci poporul nu are nimic de vândut și noi am trăit cu legume și ciuperci. Eu cred că nu sunt canibali. Femeile nu mănâncă nici ele carne de om. Mâncatul gorilei trebuie să fi fost un pas în a învăța să mănânce oameni. Vederea gorilei mă scârbește. Ea este atât de urâtă încât nu-mi pot închipui să fie bună de altceva decât să simbolizeze pe diavolul. A început anul 1870 cu rugăciunea ca Dumnezeu să-l ajute să-și sfârșească lucrul. La 7 februarie au început ploile și Livingstone a trebuit să aștepte până la 28 iunie. Atunci a plecat, dar drumul a fost atât de greu și picioarele atât de slabe, încât a trebuit să se întoarcă la Bambare și să stea până la 16 februarie 1871. Acest timp pierdut a fost foarte greu pentru el. A trecut mulți ani de când el nu auzise nicio vorbă în limba mamei sale, nici nu văzuse o față prietenoasă, zâmbitoare, dar stând în coliba lui, el a găsit fericirea în cuvântul lui Dumnezeu. Am citit toată Biblia de 4 ori în Manurema, scrie el în jurnalul său la 3 octombrie 1871. Presimțea că probabil va muri în această călătorie, dar era liniștit, știindu-se pe calea datoriei. Iată ce notează el în jurnal. Eu încredințez viața mea în mâinile celui atotputernic, cel ce dispune de toate evenimentele, chiar dacă va trebui să mor, făcându-mi datoria ca serv al său. La 4 februarie 1871 au sosit de la Zanzibar oamenii care trebuiau să aducă pachetele și 40 de scrisori.
Toate pachetele le consumaseră și nu i-au adus decât o scrisoare. Ba unul din ei a plănuit să-l omoare pe Livingstone și numai un serb credincios al lui l-a scăpat. La 16 februarie a plecat din nou și la 29 martie a ajuns la Niangwe, cel mai îndepărtat punct dinspre apus la care ajunsese. Sclavia era în floare și aici, unde avea să fie martor la una din cele mai groaznice priveliști. Într-o dimineață frumoasă de vară, la 15 iulie 1871, pe când vreo 1500 de persoane, mai ales femei, erau adunate la târg, pe țărmul liniștit al râului Lualaba, și pe când Livingstone se uita la ei, o mulțime de gloanțe au început să cadă între oameni și măcelul ce a urmat a fost atât de grozav, încât i-a dat impresia că este în iad. Băștinașii au fost atacați din toate părțile cu atâta furie încât nu știau încotro să o ia. Unii ridicau mâinile în sus ca și cum ar cere ajutor de la Dumnezeu, apoi cădeau morți. Alții săreau în apă și mulți erau omorâți acolo. Peste 400 de persoane au fost ucise. Amintirea acestei scene grozave nu s-a șters niciodată din inima lui Livingstone. Descrierea ei a avut o mare influență în Anglia și guvernul a numit imediat o comisie regală pentru a cerceta totul cu privire la sclavie în Africa și a găsit mijloacele pentru a-i pune capăt. Această întâmplare i-a arătat lui Livingstone că nu poate merge mai departe, ci trebuie să se întoarcă la Ujiji. La 23 octombrie a ajuns în Ujiji, numai piele și oase și spre marea lui durere, din nou lucrurile tirimise, care costaseră bani mulți, fusese revândute de omul însărcinat cu ele. Ba, acel mahomedan nici nu s-a rușinat de ceea ce făcuse, ci a venit la Dr. Livingstone, l-a salutat și a spus că merge să se roage. Livingstone era într-o stare foarte jalnică. Se părea că toți prietenii săi și oamenii mari ai Angliei au uitat de el, cu toate că el făcuse în această călătorie unele dintre cele mai mari descoperiri botanice, zoologice și geografice. Măcar că scopul lui principal nu era știința, ci mântuirea Africii, pătrunderea dragostei lui Isus în ea, fericirea ei. Acesta a fost idealul pentru care el n-a cruțat nicio jertfă și nu s-a dat îndărât de la nicio greutate. Dumnezeu însă s-a îngrijit să-i vină în ajutor pe o cale minunată. La 28 octombrie 1871, un albi a apărut în față, l-a salutat în englezește și a strâns mâna cu dragoste. Nu știu dacă un înger ar fi fost mai binevenit pentru Livingstone. Acest albi era Stanley, corespondentul ziarului New York Herald. El avea hrană și haine și i-a dat cu dragoste tot ce i-a trebuit misionarului. Dr. Livingstone s-a întremat și s-a înviorat. Cum a ajuns Stanley la Livingstone? El n-avusese niciun interes privind viața misionarului. Nu dragostea îl adusese. Iată ce s-a întâmplat. Directorul ziarului a mintit, știind că cititorii săi doresc să știe ceva despre Dr. Livingstone, a crezut că este bine să trimită un corespondent pentru a afla câte ceva despre el. Așa l-a trimis din Paris pe Stanley să meargă mai întâi la Constantinopol, în Palestina și în Egipt, și apoi în Africa. N-a fost ușor pentru Stanley, care nu fusese niciodată în Africa, să pătrundă în inima ei și să găsească pe Dr. Livingstone. Odată a întâlnit niște negri care se luaseră la bătaie, altădată a fost atacat de febră. Întâlnirea sa cu Dr. Livingstone a fost interesantă. Când m-am apropiat de el, istorisește Stanley, am văzut că este palid, obosit, cu barbă căruntă. Am mers la el ridicând pălăria și am zis, Dr. Livingstone, presupun. Da, a răspuns el cu un zâmbet cald. Mi-am pus pălăria și, dând mâna cu el, am zis tare, mulțumesc lui Dumnezeu, doctore, că mi-a permis să te văd. El a răspuns, sunt mulțumit că sunt aici ca să te primesc. Stanley continuă să spună despre el. Priveam uimit la acest om minunat lângă care ședeam în inima Africii. Fiecare fir de păr din cap și din barbă, fiecare trăsătură a feței împreună cu privirea obosită, descoperea o cunoștință pe care am dorit-o atât de mult din momentul când mi s-a spus. Să coste oricât va costa, dar găsește-mi pe Dr. Livingstone.
Ce am văzut era foarte interesant și instructiv pentru mine. Ascultam și citeam în același timp. Ce lucruri minunate mi istoriseau acele multe mărturii. Ah, cititorule, dacă ai fi fost lângă mine în acea zi la Ujiji, cât de puternică mărturie ai fi primit despre natura acestui om. Dacă ai fi fost să vezi și să auzi. Buzele lui mi ofereau detalii, buze care nu mint niciodată. Nu pot repeta ce am auzit, eram prea uimit ca să iau carnetul și să stenografiez istoria sa. Stanley avea să-i spună multe. De 2 ani, Dr. Livingstone nu primise nicio veste din Anglia sau Europa. În timp ce Stanley îi istorisea toate, el a exclamat: "Mi-ai adus o viață nouă," dar Stanley i-a spus și că a văzut o caravană trimisă de la Zanzibar cu pachete pentru el și care staționa pe drum. Stanley descrie impresia pe care i-a făcut-o Dr. Livingstone în felul următor. Oricine ar sta aproape de el ar rămâne mirat, căci în el nu se găsește viclenie, ce se vede în căutarea lui este și înăuntrul său. Livingstone are cam 60 de ani, deși, după ce s-a însănătoșit, părea numai de 50. Părul său este negru, dar amestecat cu alb. Barba și mustățile sunt cărunte. Ochii săi sunt foarte strălucitori și foarte ageri. Numai dinții arată bătrâneția. Rana lui a făcut ravagii în ei. Statură înaltă, mersul drept, dar obosit, hainele foarte curate. Garantez că nu este un înger, dar se apropie de acea ființă atât cât se poate omenește. Poți să iei orice parte din viața sa și să o analizezi și eu nu cred că vei găsi greș în ea. Blândețea, finețea și speranța nu-l părăsesc niciodată. Nici o grijă sau despărțirea de țară nu-l fac să se plângă. El crede că totul va ieși spre bine. Apoi, el are încredere în bunătatea providenței. Numai la porunca puternică a datoriei și-a sacrificat familia și plăcerile vieții civilizate. El are eroismul spartan, statornicia romană și hotărârea durabilă a anglosaxonilor. Nu-și părăsește niciodată lucrul, nu se lasă de obligație până nu scrie pe ea finish. Religia a făcut din el un gentleman, un creștin, un om în a cărui societate este plăcut să trăiești. El a câștigat inimile tuturor prin bunătatea față de toți, prin temperamentul plăcut. Chiar mahomedanii nu trec pe lângă casa lui fără să-l salute și să-l spună: "Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste tine." În fiecare duminică dimineața adună oamenii în jurul lui, se roagă, citește Biblia și apoi ține o predică din Biblie în limba Kisawahili, care este ascultată cu interes și atenție. Cei doi călători au făcut o excursie pe lacul Tanganyika să-i vadă extremitatea nordică. Un lucru a fost stabilit de la început. Livingstone nu va merge cu Stanley acasă. Cu toată invitația stăruitoare a lui Stanley, cu tot gândul la onoarea, odihna și fericirea ce l-aștepta în Anglia, el a fost ferm hotărât să se întoarcă din nou la viața chinuită, cu boală, cu foame, cu riscuri și cu tristețe. Niciodată nu se ridicase mai sus noblețea sufletului său, lepădarea de sine, devotamentul și hotărârea de a merge pe calea datoriei ca atunci când a refuzat invitația lui Stanley. În scrisorile trimise, el numește pe Stanley Samaritianul Milostiv, care a împărțit totul cu el. Stanley a stat cu el din 28 octombrie 1871 până la 14 martie 1872. Livingstone l-a petrecut pe Stanley până la Unia Niembe și l-a rugat să-i trimite de la Zanzibar oameni mai buni pentru poștă și pentru ajutor în călătorie. Lui Stanley a fost foarte greu să se despartă de el. El spunea: "Se pare că am petrecut clipe de rai, altfel de ce mi-ar părea atât de rău? Se pare că am petrecut clipe de rai, altfel de ce mi-ar părea atât de rău că se apropie ora despărțirii? Regret să pierd tovărășia atât de scumpă a acestui om. N-am putut mânca, inima mi era plină și nici tovarușul meu n-a avea poftă de mâncare. Ne-am plimbat împreună, oamenii din jur cântau. La ora 6 trebuia să plec și abia la 8 ne-am despărțit. I-am aruncat o privire lungă ca să-l țin minte. Acum, scumpul meu doctor, cei mai buni oameni trebuie să se despartă. Ai venit cu mine. Pleacă, te rog, înapoi.
am spus eu. Bine, a răspuns Livingstone. Ai făcut ceea ce puțini călători mari au făcut. Îți sunt recunoscător pentru ce ai făcut pentru mine. Dumnezeu să te conducă acasă și să te binecuvinteze, scumpul meu prieten. Dumnezeu să te aducă în siguranță la noi, scumpul meu prieten. La revedere! La revedere! Pentru 4 luni am trăit în aceeași casă, în aceeași luntre, în același cort și n-am găsit vreo greșeală în el. În fiecare zi, admirația mea pentru el a crescut. În drumul său spre casă, Stanley a întâlnit o altă expediție din Anglia, plecată să caute pe Dr. Livingstone. Ultimele zile. Dr. Livingstone a scris în jurnalul zilnic, 19 martie, ziua nașterii. Iisuse al meu, regele meu, viața mea, mă predau cu totul ție. Primește-mă și ajută-mi, Tatăl milostiv, ca în acest an să-mi sfârșesc lucrul. Te rog în numele lui Iisus. Amin. Așa să fie. La 1 mai a sfârșit o scrisoare către ziarul New York Herald și a cerut binecuvântarea lui Dumnezeu peste ea. În ea sunt cuvinte memorabile care au fost scrise mai târziu pe piatra mormântului lui din catedrala Westminster Abbey. Tot ce pot adăuga în singurătatea mea este ca binecuvântarea bogată a cerului să se reverse peste orice american, englez sau turc care va ajuta la vindecarea acestei rând deschise a lumii. În întunericul grozav din jurul său și în ignoranța totală despre Dumnezeu și despre harul și iubirea lui Iisus, ea scrie la 13 mai. El își va ține cuvântul. El este milos, plin de har și adevăr, fără îndoială. El a spus, pe oricine vine la mine nu-l voi zgoni afară și orice veți cere numele meu vă voi da. El își va ține cuvântul, deci eu pot să-mi prezint cererea cu umilință și totul va fi bine. Aici nu se poate admite îndoială. La 13 iulie a auzit că prietenul său, Sir Murchison, murise. A fost cel mai bun prieten al meu, a spus Dr. Livingstone. M-a iubit mai mult decât a meritat. Despre misiune, el scrie... Spiritul misionar este spiritul mântuitorului nostru, adevărata dovadă că avem religia sa. Creștinătatea este o filantropie spirituală. Pentru a se menține, ea trebuie răspândită. La 25 august a plecat cu 52 de oameni trimiși de Stanley și cu proviziile lăsate de el spre lacul Tanganyika. La sfârșitul anului a ajuns la râul Cambeza. La Crăciun a spus, mulțumesc lui Dumnezeu pentru darul bun al Fiului Său Iisus Hristos, Domnul nostru. Spre sfârșitul ianuarie au ajuns aproape de lacul Bangweolo. Deși ploile erau puternice, el privia cu drag natura. Gândurile sale erau îndreptate asupra continentului negru și a sclaviei de acolo. La 15 august 1872 scrie fiicei sale Agnes, nimeni nu poate prețui valoarea binecuvântării făcute dacă cu ajutorul lui Dumnezeu s-ar interzice sclavia. Acesta este un lucru pentru care merită să trăiești și sunt convins că pentru acest scop a trebuit să stau aici așa de mult. Fratelui său îi scrie, dacă bunul Dumnezeu îmi va permite să pun capăt relelor enorme produse de sclavie, nu voi regreta toată foamea și toată munca. Ziua de naștere, 19 martie, l-a găsit în aceea stare. Mulțumesc lui Dumnezeu, atotputernicul păstor al oamenilor, că m-a căruțat până aici în călătoria mea. Pot spera un succes la urmă? Atâtea piedici sunt în drum. O, Doamne Iisuse, nu lăsa ca satana să mă înfrângă. Peste câteva zile el scrie. 24 martie. Niciun lucru pământesc nu mă va descuraja. Mă încredințez în Domnul meu și merg înainte. La începutul lui aprilie s-a îmbolnăvit de o hemoragie digestivă, însă el a continuat să predice și să lucreze. La 21 aprilie însă a intervenit o schimbare. El notează în jurnal. Am încercat să mă plimb, dar am fost forțat să șed. M-am dus înapoi foarte obosit. 9 aprilie a fost ultima zi de călătorie. Oamenii săi l-au dus pe mâini și l-au trecut peste un râu. Oriunde era puțin loc uscat, el cerea să-l pună jos. În sfârșit a ajuns în satul lui Kitambo, în ținutul Ilala, unde l-au așezat sub streașina unei case, căci ploua, până au făcut o colibă. Livingstone a fost pus apoi în colibă, pe un pat aspru, unde a petrecut noaptea. A doua zi a întrebat pe oameni despre starea țării.
Noaptea următoare a trecut liniștită, dar pe la ora 4, băiatul care păzea la ușă a chemat un alt om, crezând că Dr. Livingstone a murit. Când au intrat, au găsit lampa stinsă și pe Livingstone pe genunchi cu capul în mâini. S-au retras, crezând că se roagă, dar după ce au înțeles că este mort. Așa a murit Dr. Livingstone, singur, în coliba din Ilala, în centrul Africii, fără un prieten sau tovarăș care să stea lângă el, departe de copii, de lume și de biserici. Dar a murit în genunchi, rugându-se pentru Africa, pentru scumpa lui Africa, încredințând-o celui ce a murit pe cruce pentru ea, Mântuitorul lumii pierdute. Imediat ce oamenii lui Livingstone au știut că el este mort, au decis, oricât i-ar costa, să ducă corpul la Zanzibar pentru a fi transportat în Anglia. Dar acest lucru era foarte greu de făcut, nu numai din pricina călătoriei grele și a pericolelor neprevăzute, ci și pentru că triburile erau împotriva transportării corpurilor morților. Ei au luat inima lui Livingstone și au îngropat-o sub un arbore în Africa, iar corpul, după ce l-au îmbălsămat, l-au dus spre Zanzibar. 9 luni au călătorit fără să dea înapoi în fața sutelor de greutăți. Ei au trezit admirația lumii întregi pentru fapta aceasta. De la Zanzibar, rămășițele doctorului Livingstone au fost trimise în Anglia, unde au ajuns la 15 aprilie 1874. De la vapor au fost transportate cu un tren special la sediul Societății Regale de Geografie. O comisie de medici în frunte cu Sir Ferguson au făcut cercetări spre a stabili dacă într-adevăr era trupul lui Livingstone. Sir Ferguson a spus, prima privire m-a asigurat și dovezile următoare au certificat că aceste oseminte au fost ale unuia dintre cei mai mari oameni ai rasei noastre, David Livingstone. La 18 aprilie 1874, rămășițele au fost așezate în Marea Catedrală Westminster Abbey, alături de mormintele regilor și ale celor mai mari oameni ai Angliei. Placa neagră care arată mormântul său poartă această inscripție: Doctorului David Livingstone, misionar și explorator, ridicat spre amintire de prietenii săi. El a murit aici la 4 mai 1873.